de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Muntenii și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei robiți și pentru a lor izbăvire, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și sprocrătirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să nu-și aducă aminte de fără de legile și greșelile noastre ale păcătoșilor și nevrednicilor să-i robi, ci cu milostivire să ne curățească păcatele și să-și întoarcă mânia sa, cea cu dreptate pornită asupra noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu intre la judecată grobii săi, ci să caute spre fără de legile noastre și să le șteargă, să fie milostiv și să ogrodească pe oamenii cei fără de nădejde, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru, ascultând rugăciunea noastră, să ne împlinească cererile și să nu treacă lacrimile noastre cu vederea, ci să ne izbăvească pe noi mai înainte de a pieri, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu cartea. Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea vecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Pe ție se cuvine toată slava, cinsta și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și toate cele din lăutul meu. Numele cel sfânt al lui, binecuvântat ești, Doamne. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește. Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții, pomenindu-o. Sfântă, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dă. Stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, carele neschimbate ai întrupat și răstignit de Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăbit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește. Și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Miluiește! Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Miluiește! Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Noi încine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că bun și viitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți și săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plânsi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămâți și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor minui. Fericiți
cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor lucrări pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Lumina ta cea bună.